Deci, ce aflăm noi de la televizoarele? E bine că există televizoarele. Că Dorin Cocoș, are Cocoș, nu mai cheamă Dan Petru Răducu să cu nume de sfânt. Nu vreau nimeni să mă călătucuie. Ăla are nume de Cocoș. Și și Dorin. Deci are dorință. Și aia. Oblu, sunt o tafință. Îmi o dai la postărică, aia mică. Asta o Cocoș. Sunt Dorin Cocoș. De-a să luz pădurii în Cocoș cum suta cu telefonul la ureche. Ai, mama, am mai văzut de-astea. Cu telefonul la ureche. Cu cine vorba? Cu vreo prostoate ceva. Poate te înșeală. Iată încă Dorin Cocoș, iată de Cocoș. Încât dă la Cocoloș. Păi ce-mi plăcea mie de la mămânica mea, dragă de ea? Știi că te iubesc? Cât de mine îmi plăcea? Îmi plăcea? Coleașă. Cum se face coleașa? Hai să vă explic eu cum se face coleașa. Băgăm la școală. Ia. Stai că mi-e cam rău. Ia, pula. Băi. Coleașa se face până se ia făina, se amestecă cu lapte și apă. Dacă nu se știe cum să amestecă, că încă iese tot lapte. Și nu făcea coleașa. Îmi dă de-a coleașa, că nu e și vorbă, nu e și lucru. Sărba. Cum aș spune mâncarea cea mai țărănească? Era cu lapte, mai țapte calorie în barea mea. Deci nu te-am plin de calorii, să mai ajuns paranoică la ta. Nu vreau să mă fac plin de calorii. Poate de ce ești plin de calorii. Ars! De ce? S-a dat mămăița acolo. Și l-o bără. Și l-o ăla i-a luat forță. S-a mutat ăsta ăla. Ăla-i poate pătul în bocul. Îl doare în pulă. Scoate cuțitul, îl doare în pulă. Și eu pot să scot cuțitul și eu pot să scot cancan. De undeva, din hospital. Îl gândesc și eu. Și eu. Hai să... Să o învăț. Uite, mă rămâne cu băieți. Și-l doare în pula asta, face mișto de băieții lui. Păi nu mă că fac mișto de băieții lui. Chiar nu înțeleg.
Uitați-vă cort, o să plouă la toamnă. Nu e niciun pronostic, tot timpul plouă la toamnă. Cineva asta, câtă neveste a avut ăsta, a avut mai multe. Păi am făcut doar o fată. Am zis. Mai mult. Au impus oamenii din ultima zi. Confiranță de Dumnezeu. Aș vrea eu. Mă întreb. Ești fata. Cum te-ai descrie? Înțeleg ceva. Cumva. Eu mă bună. Adrian.